România poate să producă Remdesivir, medicamentul care omoară virusul COVID, însă statul nu vrea să o facă. Tonurile financiare date de guvernul PNL în pandemie includ și achizițiile de Remdesivir. Guvernul preferă să importe produsul la prețuri mari în loc să-l producă în România, așa cum se întâmplă în Bulgaria și Ungaria care au și cumpărat deja licența. În timp ce Ungaria a început deja să producă Remdesivir, România cumpără de pe piața externă medicamentul care omoară virusul COVID. Asta deși există o campanie la Iași care ar putea produce acest medicament extrem de important în lupta cu pandemia. Tunurile financiare date de guvernul PNL în pandemie includ și achizițiile de Remdesivir. Guvernul preferă să importe produsul la prețuri mari în loc să îl producă în România. Programul de guvernare al Partidului Social Democrat prevede ca România să devină rapid producător de chituri de testare COVID și de tratamente integrale pentru combaterea formelor medii și severe de COVID remdesivir, plasmă, pachet, anticorpi, paracetamol.